Cei doi bărbați au fost luați miercuri de polițiști și trimiși în penitenciar în vederea executării pedepselor. Oamenii legii le reamintesc maramureșenilor să fie responsabili când urcă la volan, conducerea sub influența băuturilor alcoolice, refuzul la prelevarea de moste biologice, conducerea fără permis, conducerea unui autoturism neînmatriculat, punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat, părăsirea locului accidentului, ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia constituie infracțiuni, iar comiterea lor poate costa libertatea.